Am revenit în direct la regiunea în obiectiv și ca să fac legătură cu următorul nostru subiect, au existat perioade în istoria României în care italienii veneau la noi cu admirație și cu mare, mare mândrie. Între timp, românii merg în Italia cu multă, multă speranță. Discutăm despre sindromul Italia, un tip de depresie care atinge oamenii care pleacă în străinătate la muncă. Și mai multe detalii despre acest tip de depresie și cum se manifestă el, aflăm de la Cosmin Mihai, medic specialist psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând, ce este sindromul Italia? Sindromul Italia este o depresie socială întâlnită la persoanele plecate în străinătate și mai ales în Italia, plecate ca însoțitoare personale, ca asistente personale. De obicei sunt persoane trecute de vârsta tinereții, de 40-45 de ani, cu structură emoțională ușor mai fragilă, iar peste această structură fragilă, plindu-se mediul toxic din străinătate, din familiile în care ajung, încetul cu încetul ajung să decompenseze psihic. Da, e o decizie, cred că, grea și importantă pentru orice familie din România când mama se hotărăște să plece în străinătate la muncă. Singurul efect pozitiv ar fi faptul că banii sunt mai mulți și că asta cumva e un lucru bun pentru familie, însă sunt multe consecințele. Într-adevăr, partea bună sunt bănuții care vin din Italia, dar pe de cealaltă parte, aceste persoane riscă foarte mult. V-am spus, datorită acestei structuri fragile, ajung să se îmbolnăvească destul de urât. V-ați confruntat cu mai multe cazuri în ultima perioadă? Destul de multe cazuri. La Institutul de Psihiatrie Socola, pe 2017 și 2018, au fost în jur de 3.000 de cazuri de depresie. Sindromul Italia reprezintă aproximativ 5% din această sumă și este un fapt destul de îngrijorător. Și când ajung la dumneavoastră, ce vă mărturisesc? Care sunt simptomele? Cum se manifestă efectiv? Se manifestă exact ca un episod depresiv. Persoanele sunt triste, nu mai au chef de viață, nu mai au poftă de mâncare, au probleme cu somnul, dorm prea mult, dar de cele mai multe ori prezintă insomnii. Și, din păcate, un simptom foarte urât al acestui episod depresiv este ideația suicidară. Pacientele prezintă gânduri, idei sau chiar tentative de suicid. Am înțeles. Poate, nu știu, sunt din nefericire doamne care în acest moment se regăsesc sau poate se regăsesc în anumite simptome. Ce ar trebui să facă? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmeze? În primul rând să ne contacteze pe medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola. Data trecută, într-o altă emisiune, am avut o reacție destul de plăcută pentru faptul că în următoarea zi, la ușă mi-au bătut două paciente la prima adresabilitate, văzând acea emisiune. Deci pacientele care se simt triste, care nu mai au chef de viață, care au simptome psihotice, ajung până să aibă halucinații vizuale, auditive, gânduri de moarte și așa mai departe. După o perioadă destul de lungă de lucrat în spațiul european, cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă este să ne contacteze pe noi, medicii psihiatri, să ne ocupăm de starea lor. Însă nu doar mamele sunt afectate dintr-o astfel de situație, cred că și copiii și întreaga familie. Spuneți foarte bine, exact. Familia departe de mamă, mama departe de familie și de copii lăsați singuri acasă, toți aceștia au de suferit, din păcate. Ajung copiii să sufere de depresie, ajung să se sinucidă din cauza dorului mamei plecat în străinătate. Dacă mi-aduc aminte bine, în primăvară, cercetători de la Universitatea Udine au fost la Institutul Socola în analizarea acestei probleme. La ce concluzii s-a ajuns? A fost o demarare a unei colaborări foarte fructuoase între noi, medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola și aceste două profesoare de la Universitatea din Udine. Din toată analiza făcută pe pacientele internate la noi și din ce au constatat ele în toată regiunea Moldovei, se va scrie un articol cu toți autorii împreună. Și, bineînțeles, cercetarea continuă. Da, noi cu siguranță vă vom mai invita la noi pe acest subiect, însă vreau să discutăm și despre o altă cercetare realizată de dumneavoastră legată de penitenciare.
Da, un studiu pe sufletul meu, cercetarea în penitenciar, datorat unui studiu în cadrul doctoratului pe o perioadă de 4 ani de zile, dintre care 2 ani de zile petrecuți în mare parte prin penitenciar. Mi-am dorit un lot de subiecții cât mai pur, psihopați 100% și, din păcate pentru ei, aceștia se regăsesc doar în spatele gratiilor. A fost mult de muncă, dar rezultatele au fost pe măsură și rezultatele vor fi prezentate în cartea pe care urmează să o lansez în scurt timp. O să vreau să ne dați câteva detalii, așa, concluzii pe final, să fie cumva ca un fel de teaser și pentru cartea pe care o veți scoate. De acord. Vă pot spune că aceste persoane cu tulburări severe de personalitate se întâlnesc într-un număr destul de mare în interiorul penitenciarelor. Majoritatea dintre ei provin din familii dezorganizate, cu un statut socioeconomic scăzut, pauper, cu traume în copilărie și adolescență. Din păcate, un fapt îngrijorător pentru ei, cât și pentru noi, este acela că o mare parte dintre ei, peste 50%, au provocat infracțiunea cu violență sub influența alcoolului și a stupefiantelor. Da, vă mulțumim foarte mult. Cu siguranță în viitorul apropiat vom face și o dezbatere mai pe larg pe acest subiect. Încă o dată mulțumim și mult succes!